de 10 de terasele separate, ele nu pot exista. Ele la ce sunt conectate? Ai nevoie de punct de vânzare, ai nevoie de apă, canalizare, de condiții sanitare. Da. Care terasă fără WC-ul? Da. În Dufari sau cum? Asta se exclude. Și se exclude arenda pământului. Nu poate, nu mai poate fi arenda pământului asupra teraselor. Și chiar cele existente trebuie reziliată. În regulament trebuie scris. În termen de, nu știu, 30 de zile, 90 de zile, agenții economici care dețin pământ în arendă pentru terasă, Direcția Arhitectură îi preavizează, procedează la rezilierea contractului și dacă vor să exploateze terasa mai departe, numai contra unei taxe sau unei plăți unice pentru ocuparea domeniului public. Atât. Rămâne un singur punct valabil pentru terase. Ca acestea să fie pe lângă obiectivele de alimentație publice existente. Părerea mea că este trebuie de revenit la o decizie foarte simplă dintr-o singură pagină, după exemplu orașului Bruxelles, care a adus-o încă în 2009, de la care s-a pornit acest lucru, unde este exclus totul ce se prevede la noi cu arenda, etc., etc., unde este o singură prevedere care este taxa și unde se amplasează, adică doar în fața deci obiectivelor de comerț, de alimentație publică, cu asigurarea trecerii pietonilor pe trotuarul. De acord absolut. De acord absolut. E și mai simplu și mai ușor. Pentru terenurile care nu au contract de arendă? Da, contract de arendă, fără relații funciare, 200 de lei metru pătrat. Gheretă, pe an? Da. 200 de lei metru pătrat. Da.